decontate alte sume până la această dată. Dacă da sau ba. Facem dialog sau răspundem astăzi? Răspundeți acum, ca să știți în continuu, că dacă în funcție de răspunsul pe care mi-l dați dumneavoastră acum, continui cu cuvântul meu. Logic, nu se putea deconta atât timp când era făcut ședința de Consiliu, domnul Fiș. Dumneavoastră faceți teorie cu mine acum, spuneți tot nu se putea. Eu întreb dacă s-au decontat lucrări... Poate dacă s-au făcut lucrări în contul... viitoare sumi, e altceva, dar nu cred că s-au făcut lucrări și dacă au fost decontate până la această dată. Întrebare. S-au făcut niște lucrări parțiale care nu au fost decontate nici la ora actuală. Iar dacă nu se făceau acele lucrări, dacă nu ați continuu, parțiale, n-ați fi putut veni de la Hârghiu la Căiuța. Categoric, doamne, că totdeauna așa ați. Problema se pune în felul următor. Dacă suma respectivă este rezultată în urma unor calcule precedate de niște devize fiere și estimative. Dacă da sau ba? Da. Dacă vreți să vă răspund. Păi, domnule, dacă altcineva spune, domnule, sunt bani foarte mulți la lucrări de întreținere și reparație. Domnule primar. Domnule, am făcut dialog. Stați un pic. Ca să nu continuăm să ținem toți colegii ăștia trei ore. Să-mi dați voie să vă ies. După câteva cuvinte să vă explic, care este situația la acești bani? Ca după aceea să mai putem continua pe ce ați dăspeți. Acești bani, dacă îmi dați voi, dacă nu, nu, rezultatul la urmă e același. Există un președinte de ședință. Nu, nu dialogați cu mine, domnule primar, dialogați cu președintele de ședință. Dumneavoastră i-a dat voie să faceți dialog, domnule. Mulțumesc, domnule. Normal, dumneavoastră invoca, acum spuneți, m-a acuzat pe mine că țin oamenii ăștia, adică colegii noștri, stau. Un consilier într-o ședință precedentă spunea, domnule, noi mai avem și copii pe acasă. Faptul că începe ședința la un sfert de oră după, faptul că acum nu mai vedem lucrurile. Vedem numai când vorbește Orhean, atunci sunt probleme de timp, atunci sunt probleme că avem copii acasă și mai departe. Domnule, eu nu odată am spus că o sumă stabilită pentru aceste obiții ea trebuie să fie calculată în baza unui deviz pe el și estimativ. Și cu asta m-am obiectat. Mai scrie cineva la cuvânt? Dați-mi voi, dau să răspund și după aia în câteva cuvinte. Surprinzător, nici noi, eu împreună cu executivul, eu împreună cu cei, nu ne-am așteptat să primim această sumă. În urma codului roșu, care a fost în perioada aia de acum o lună, o lună și ceva, este singurul cod roșu pe care l-am avut acest an, în comuna Căiuța. Fiecare comună, de județul Bacău, a primit o sumă, bani direct de la guvern. Aștia sunt bani direct de la guvern, nu de la Consiliul Județean, direct de la guvern. Și aveți banii ăștia în cont acum? Da. După asta e primit. Are ei, să pune la vădat, ce nu își faceți lucrările, domnule? Deci, nu știu ca să înțelegi. Când a fost roșu, în codul roșu, la Hârghiu, trotușul a luat-o pe partea la altă, când era viaductul. Și s-a blocat, a fost închis două zile, nu s-a putut circula toate satele alea. Au trebuit să intervenim. Noi am făcut atunci un raport. În raportul respectiv, eu împreună cu domnul vice și cu doamna Balint, am cerut o 6 miliarde, 600 și ceva, atâta mi-a venit. La o săptămână, când au ajuns comisia, a venit comisie, de asta vă spun că sunt devizi. De la domnul județean, de la Consiliul Județean, de la Prefectură, de la ISU, de la Apele Române, și-au verificat ceea ce am pus noi în tabelul respectiv. Da. Și în urma verificărilor făcute de cei, au trimis la guvern și ne au repartizat banii ăștia, pe care trebuie să îi primim, să-i dăm înapoi. Îți dau varianta. Nu, nu. Asta e singura poveste cu acești bani. Banii veniți prin situații de urgență. Iar, îmi pare rău să-i spun lui domnul Duran, dar asta e. El știe mai bine, dar mă încearcă. Nu putem nici o virgulă, nici un leu, să-l ducem în afară pe tabelul în care este făcut și semnat de Prefectură, Consiliul Județean, ISU, Apele Române și tot ce. Deci, cel tabel, porțiunile de drum, care au fost afectate la codul roșu, că pe aia au venit și
Au venit banii pe tabelul respectiv, ne dă 15% pe drumul de la Căiuț, 10% din valoare pe drumul de la Hârtiu. Doamna contabil nu poate explica. Atât la sută pentru refacerea de aici, atât la sută, deci este procent din această sumă pe fiecare capitol de drum în parte. Nu pot să, cu mare drag, aș vrea să duc să fac altceva cu el, dar nu pot. Sunt pentru de sens, pentru exact, și nu... Da. Atâta nu. Când pot începi lucrările, domnule? Eu vă dau... Până la zăpadă să termină lucrarea asta? Eu vă dau un singur răspuns, că știu. Deci, pe situațiile care le-ați dat, aia trebuie să faceți, dar zic că am văzut acolo 4 km de drum. Am zis că este bine, că aș vrea să vă orientați. Pe unul din drumurile alea, nu cred eu când aveți un pod. Sau ceva care puteți să-l faceți și rămâne ceva făcut. Dacă de 4 miliarde punem balastru, peste un an, tot de 4 miliarde. Și asta o știm toți, asta am văzut. În rest, da, nu mă interesează. Nu vă ascund și vă spun că ne-am mai cerut după ce ne-au venit această adresă de la o rectificare de la guvern, când a dat banii ăștia, ne-am venit o adresă și am mai dat niște porțiuni afectate. Am dat puntea la, așa din ce mi-aduc acum aminte, am dat puntea la Condești, am dat canalul de la Popeni, am dat iar o porțiune de drum la Bucur. Am mai multe, le-am cerut. Dacă mi se dă, ar fi, nu știu cum să spun, ca să nu-i luăm. Doamne ferește, deci, dar ceva din ei să nu se vadă 200 de mașini de balast împins, da, și gata de ceva. Fac și un pot care știți voi, am rezolvat o situație, nu-i mai deranjează. Atât, mă răspundeați ce părăgători. Mai scrie cineva la pământ? Și punem la pământ. Cine este pentru? Să atinge cineva? Și este cineva împotriva? Proiectul de hotărâre numărul 44 privind aprobarea manifestării culturale și organizării privilegiul zilelor comune că aici la bugetul de aferent acest eveniment. Am urmat? Întrebări. Să fie cineva la pământ? Să punem la vot, nu? Domnul, vă scrieți în urmă? La pământ? Eu nu ar fi această domeniță, că mai sunt oameni care au copii acasă. Spune, zice, manifestăm o culturală artistică, ziua de sâmbătă, artist, ziua de artist. Și foarte era vorba că detașăm Târgu Căiutului de zilei Comunii Căiutului. A fost vorba mea și precedența anul trecut. N-am reușit acest lucru nici în acest an. Când o vom face oare? Ca zilele Căiutului să fie zilele Căiutului, Târgu Bâlciul în sine să fie Bâlci. Pentru că dacă mă uit pe cele trei zile, cât durează, văd doar cânte, joc și voie Bâlci. Atât. Vă mulțumesc. Ca să vă dau o replică. Eu. Da. Avem o cerere din partea unui grup de cetățeni de la Hârtiu. Împreună cu... Bine, au fost inițiați din Pergeni care au venit acolo și au dat ajutor de comisar. O să facă, să le dăm voie să facă în târg un act de caritate. Adică să le dăm voie să prezinte niște produse, să le vândă și toți banii să contacteze de la școala de la Hârtiu. Benevol. Lungă ideea, lungă modelul pe care l-am înțeles de la Bergen, că așa fac ei, fac seara spaghetelor, fac și strâng banii și vin și ajută oamenii la Hârtiu. Deci nu au alte surse de finanțări. Domnule, dar ne dați voie să... Cum să nu știu? Și vrem să promovăm cei prezentatori care o să prezinte pe scenă la zilele comune, o să prezinte. Acolo sunt anumite produse care sunt vândute pentru școala de la Hârtiu. Cei oameni fac o amă de caritate pentru treaba asta. Și probabil vă interesează școala de la Hârtiu, domnul Ocean. Pe mine mă interesează tot școlile, dacă mă întrebați. Cât dar în special aia la Hârtiu. La întrebarea care mi-a spus și nu îmi dați tot ce ați vorbit până acum, da? Ne-am întrebat la replică.
conform. Că dumneavoastră nu mi-ați dat mie o replică. Dar nu m-am dat replică. Nu, pe dar asta am informat o chestie ce s-a întâmplat pe urmă. Să vă dau replică, nu m-ați anunțat că să vă dau replică. Am gândit la faptul că sunteți consilier de Heltiu, nu de altceva. Nu, eu nu sunt consilier de Heltiu, eu sunt consilier la Consiliul Comunal Căiuț. Deci pentru toată comuna și nimeni de aici nu e consilier doar pe un sat. A doua chestiune, nu mi-ați dat replică, ați făcut o informare, este Bercieni, vor face un act de caritate. Ori e problema care a ridicat-o vis-a-vis de acest proiect, față de acest proiect, a fost cu totul altă. Că intitulăm zilele comune, când de față de drept, în tot programul ăsta care este aici, nu se regăsește altceva decât câte loc și voie bună. Adică, am înțeles, că va veni cineva și de această dată cu pâine și circ, că va veni altcineva și spună ce am eu împotrivă că ne cântă Velicu sau Raul sau mai știu eu cine, că nici nu trebuia să-l pronunț numele, după părerea mea, asta e altă treabă, cum le fac propaganda, dar dumneavoastră trebuie să înțelegeți un lucru. Eu, întrebarea pe care mi-am pus-o la proiectul care a fost inițiat, când vom separa zilele comunei Căiuțului de Bălciu care se cheamă Târgu Căiuțului. M-am oprit, vă mulțumesc. Aveți cuvântul, domnul Sărbu. E o suprapunere aici de inițiative în legătură cu sărbătoarea aceasta culturală a comunității. Vedeam și eu, ca și domnul Oteanu, că zilele comunității îmbracă niște manifestări mult mai generoase decât iar marocul acesta al Căiuțului, care nu trebuie neglijat, dar nici nu trebuie exacerbat cu niște cheltuieli, pentru că 44.000 de lei, bănuiesc că nu-i aveți pe ăștia, nu? Îi aveți? Poate bine. Sunt prins în băieși. Dar dacă îi aveți, domnul primar, v-aș ruga ca să fie aceeași apetență și generozitate și cu celelalte manifestări culturale pe care tot noi aici în Consiliu le-am organizat, le-am propus și le-am organizat în anii din urmă. Mă refer la Salcâm și la Brad. Sunt tare curios să văd dacă măcar 1000 de lei o să dați anul acesta la sărbătoarea Bradului de la Brad. Pentru că dacă dezbrăcăm data de 29 august, este clar, 29 august este un târg, o activitate comercială și nici de cum o activitate culturală. O să vă depun un proiect aici în Consiliu în legătură cu manifestări culturale de înaltă ținută pe care trebuie să le organizeze Comuna Căiuț în anul următor. Sunt 160 de ani de la Unirea Moldovei cu Țara Românească, în care a fost implicat și proprietarul moșiei Căiuț, Răducanu Roseti, ca președinte unionist, membru al Divanului Moldovei și președinte al Comisiei Centrale de la Focșani, care a pregătit Constituția și unificarea Munteniei cu Moldova, și vreo 680 de ani de la moartea lui Ștefan cel Mare, el, domnitor la vremea aceea, unificator al Moldovei cu Țara Românească, în vreo 3 încercări. Nu avem un bust acolo ca cum trebuie. O să vă dau și eu un deviz de cheltuieli, să văd dacă veți fi la fel de generos cu iarmarocul Căiuțului. Mulțumesc frumos! Nu-i fie din balcon? Da, eu vreau în urmă. Deci, vis-a-vis de această activitate și de comune, eu zic că e bine legată de Bârciul Căiuțului, pentru că atunci este o fluiditate mai mare de cetățeni și din celelalte comuni care poate să vină. Eu, sincer, când ați luat cuvântul domnului președinte la Comisia de Cultură, chiar dacă sunt în acei bani, acum devin se poate schimba. Mă gândeam că o să veniți cu propunere să faceți un simpozion, să mai faceți unii, două, trei activități care se reflectă cumva și de comuni, Comisia Culturală sau ceva să vă implicați, că putem să mai luăm de acolo să facem și altceva, într-adevăr. Și eu tot întâi în astea se făceau. Mă încercat cu un consilier la Orențiu dat un concurs de cai. Mă rog,
Deci, dacă tot este și tot se face și tot alocat, se pot rupe 30, 40, 50 de ani. Facem un simpozion, o întâlnire, aduci cineva, legându-ne niște centenari, se mai pot veni cu niște idei, că nu-i mâine, e aproape, mai e până pe 25, 26 sau 29. Dar putem încerca zilele comunii orice altă dată, părerea mea personală, nu știu dacă o să fiți de acord, dar nu cred că va avea același grad de interes ca atunci când este și ziua 29 august, care este legată. Se adună, anii din urmă și anul trecut, 3, 4, 5 mii de cetățeni care, gândiți-vă că noi, nu știu dacă avem 3 mii de cetățeni acasă, cu bătrâni, cu copii, cu tot. Nu vin nici 1000, dacă o legăm în altă zi. Sau poate vin, nu știu. Dar zic, nu e un credinează, că chiar nu mă deranjează, puteți să faceți separat. Și eu am venit cu ofertă la domnul primar, am zis atunci odată, da, se pare că e mai bine așa fiecare cu alul lui, vedem pe urmă. Și eu pot să recomand să venim cu un spectacol mare, dar are altă conotație acolo, care se facă în comună acest fără niciun ban. Trei zile cu artiști, cu veri, cu mici, dar... Dumneavoastră, știți, eu zic că e bine, lăsată ca și dată agățată acolo 29 august, pentru că este mai importantă și se pot atrage un număr cât mai mare de cetățeni și din alte comuni și de la noi. O rupim separat, o să vină ca la Salcâm, o să vină ca la Bradu și la asta cu, mă rog, petrecerea Bradu. Și acolo trebuie gândit, dând o semnificație. Într-adevăr, și eu le-am făcut bânciuri, cum se zice, aduci scenă, muzică mici și bine. Dar putem, noi putem, cei de aici, să gândim să mai facem și altceva. Și la sărbătoarea Bradului, să dăm o semnificație aparte și la aia s-ar fi dăm urmă. Deci, mai gândim ceva pe lângă ele, nu ne oprește nimeni. Mulțumesc. Mai zice cineva la cuvânt? Dacă îmi permiteți scurt. Domnule, eu n-am zis să se separe târgul de zilele comunii. N-am zis decât pe durata unei săptămâni facem zilele comunii cu film, în realitate cu spectacol, câte drog și voie bună. O fi adevărat. În schimb, nu putem ca să spunem noi că încercăm să apropiem mai multe evenimente, spune dumneavoastră. Care sunt evenimentele de mai multe la zilele comunii? Singurul eveniment e câte cu drog și voie bună. Asta am spus eu. Un program complex, da. Sesiuni de comunicări tehnico, științifice, simpozioane, invitați, comități din diferite domenii, și cu centenarul ăsta legat de istorie, un pic. În rest, numai de bine. Deci nu am spus să se separe ceva, dar să, cel puțin să scoate din proiectul respectiv zilele comunicării. Că nu sunt zilele comunicării, este bântul târgul căritului. Cu asta... O să am o întrebare. Cine și când a stabilit că Comuna Căiuți e o zi stabilită, că e ziua Comunii Căiuți? E de mult. Cine a stabilit-o și de mult? E 870. Ca bărți. Zilele noastre. Zilele noastre. Nu, dar ca zilele Comunii Căiuți sunt stabilite din... vă spun, 2005, cred. Deci 2005. 2005, da. Lângă Bârci și dacă mă șerez și eu o dar e rândul lumea, porc, e greu să dai fix să scrii Bârci, să numezi scrii zilele comunii. Și tot ne învârtim în jurul Bârci. Nu e bine Bârci, aia este o lume. Chestia e același lucru. Pirituri, nu mai zile comunii sunt mai care tradițional, ce vreau mă rog, cum era din toate, au mai spune. Cum se pune același lucru zilele unii comunii cu un Bârci? Cum pot ce să zilele comunii îi sâmbătă și duminică, bă, și vă văd cu ei admir. Care te fac tot bârge? Care te fac tot bârge? Nu, trebuie declarat. Trebuie declarat clar, stabilit. Ia vă rog, zilele comunii sunt zilele comunii. Dar stabilim Consiliul, domnule, ziua comunii. Nu, este ziua D din luna putare și sunt clar. Nu prea vreau să intervin, prolungim până când... Cu activități concrete pentru zilele unei comuni. Ori, nu mai vorbim zilele comunii, că sunt zilele comunii. Nu, pasul ce așa cum spuneați, domnul Silbu, facem un program complex, ne amenințat dumneavoastră. Încercăm să asociem mai multe evenimente. Dar zilele comunii Căiuți au fost anul acesta, 25, 26, 27 mai.
În 25 au fost un simpoziu, cu trei... Uitați-vă în proiectul ăsta, n-am nimic al... Dom'le, mai cu un an de zile în urmă tot am avut dialog pe tema asta. Dom'le, le trebuie pâine și cir. Dar le dăm pâine și cir. Dar nu facem, de asta cum se numește, activități culturale, academice, cu Ianarul Călciului. Este o singură zi, 29 august. Asta este ziua activităților comerciale. Eu sunt un... Mă scuzați că dar așa scrie în buletin la mine. Am 72, spre 73 de ani. Deci, cunosc chiar Marocul ăsta de când aveam 4-5 ani. Când mă aducea bunicul meu, mă cumpăra chisol și... de la șăpliceac, cu care... Deci știu, a fost și prin... prin Cătină, a fost și la Dogărie, a fost și acolo la... de mama n-am întrebat dacă știe până mai fost iar Marocul ăsta. Iar Maroc, veneau oamenii, schimbau boi, cumpărau mălai, cumpărau opinci. Este o activitate comercială. Că mai cântau o fanfară, o aduceau ăia cu scrânciocul. Dar nu știu cum primăria să se implice să plătească anumite sume de bani. De la... faptul că 29 august a picat, spre exemplu, sâmbăta sau duminica și înainte s-au mai pus o zi și după aia s-au făcut zilele comunii tăiuți, asta e cu totul altceva. Dar, propriu zis, iar Marocul este în data fixă de 29 august. De ce nu vrea să stabiliți o zi anume, zilele comunii? Zilele comunii nu o zi, mai mult o zi. Sunt stabilite. Sunt stabilite în Consiliul Local. În ziua în mai sau în septembrie sau când vreți, asta e clar. Nu s-a amestecat cu domnul Mina. Haideți să o gândim la rece. Data de 29 august este o legendă, o chestie pentru comunitate care e dat din totdeauna. Unii să ne ducem noi în alte dați, în alte dăți? Nu, dumne, dar nu amestecăm. Iar mă rog, că nu iar mă rog, 29, sfânt, e moștenit, așa este. Dar pentru nu amestecăm noi, că e comunii. Ca o sărbătoare, pentru noi Consiliul, pentru noi primăria, că atunci sunt cei mai mulți oameni în comună. Avem cei mai mulți vizitatori. Nici de Crăciun, nici de Revelion, nici de Paști, niciodată nu sunt atâția oameni în comună la noi. Haideți să fim conștienți de aia. Trebuie să ne pregătim, avem o sărbătoare. Fiecare acasă, el se pregătește în sărbătoare, nu? Băi, nu mai sunt, domnule, dar ce-au mai au cumpărat de la tot. Băi, nu, da. Eu vă spun la ceva. S-o schimba lumea. Nu mai vine nimeni acum, băi. Vă spun la ceva. Haideți să nu încercăm să transformăm ziua de 29 august cu tradiții. Exact, asta spune. Lăsați-mă, nu, lăsați-mă să nu o transformăm într-o zi anonimă și oricare. Eu vă garantez, uitați, hai să facem cum spuneți de astăzi, 29 august, ziua Vâlcilor, separat, fără legat o manifestație, o scenă, un artist, dacă sunt mai mulți de 500 de oameni din comună, da, eu vă spun ce facem, o transformăm într-un târg banal, care vin cu 10 boafe și 10 ceauni. Numai rar mai vin oameni acum cu cai, cu, mă rog, cu animale foarte puțin. Deci, și eu când am gândit atunci, chiar asta e 2005, este făcut, am gândit-o ca să o menținem. Eu vă spun, eu sunt de acord cu varianta mea asta, dar mâine de la așa... Nu, să înțelegem, da? Eu am spus, sunt din muzică, așa, asta? Nu, 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 știi ce a spus, dar de zi, nu, 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 Că s-a îmbrăcat și cu aspecte culturale și distractive, este bine. Dar mai sunt și alte activități culturale, strict culturale. Domnul profesor, dar nu le-am făcut. Le-am făcut? Anul trecut, pe 28 august, am avut cea mai mare manifestare cu monumente eroilor, cu armată, cu de toate. Am avut și anul ăsta. Păi, am făcut și alte activități, adică nu am neglijat activitățile culturale. Am făcut sărbătoarea Sărcămurii, o să facem sărbătoarea Bradului. Domnul primar,
comună aici apropiată, Cașin se numește, și au pe 15 august, de Sfânta Marie Mică, au zilele comunei Cașin. Ei nu sunt locali, nu sunt moldoveniți, venit de pe în Bejenie, de la Dragoslave. Și au făcut balada Mioriței pe drum, au făcut-o. Și vin cu carne, tractor, parada cu povestire pe acolo, e foarte frumos. De la origini, obârșia oierilor de la Cașin. Da, da, acolo s-a scos o carte, Porțile Cașinului, superbă, în Academia Română, sponsorizată de colegul meu Ion Ciurea. Acolo au venit doctori etnografi, folcloriști și așa mai departe, care au ținut expunerea acolo. Eu la asta mă refer. Dar n-am avut și noi pe domnul Tirbăț, domnul Tirbăț. Timid, timid. Vreau, vreau să văd dacă îmi dați și mie 40.000 de lei pentru manifestări de la anul. Aici este problema. Dar nu trebuie să vă dea domnul primar banii ăștia. Noi, dumneavoastră, dacă propuneți un proiect viabil, eu vă promit, eu și cred că și ceilalți colegi suntem de acord cu asta. Da, domnul Dolan, la anul, spre exemplu, nu știu dacă o trebuie, putem pe 24 ianuarie, că nu știu care darul universității de la Iași. Dar profesorul Gheorghe Crivescu, care este cel mai mare modernist la ora actuală, în istoria modernă a României, și coleg, cu mine și cu Gelu Stirbăț, a fost anunțat că îl vom invita și este și el interesant să vadă casetul Rosete și să vorbească despre mișcarea umanistă pornită în Moldova, din care a făcut parte și acest răzutan Rosete. Presupun niște cheltuieli manifestările astea și o să trebuiască să le centralizăm și să le punem spre aprobare. Orice propunere ați venit la mine, am dezbătut-o împreună. Bine. Și ați fost de mulțumesc, mulțumesc și... Cu orice, și cu propunerea pentru artiștii din care acum sunt pe lista aia, tot dumneavoastră, ca și președinte de Comisiei Cultură, da, v-am spus cine sunt, ați luat legătura cu ei și am lucrat împreună. Deci n-am lucrat de unul singur. Trebuie a fost o da. Sunt... Sunt încrezător că se pot face lucruri frumoase în timp și mai ales lucruri de substanță. Domnul Dezor, am fost ținut la vot? Da, vă rog, prin dreptul dumneavoastră. Cine este pentru? S-a ținut cineva? E cineva împotrivă? Trebuie să zice pentru. Sunt una suplimentare, da? Proiect de hotărâre numărul 45, privind aprobarea actului adițional numărul 1 la contractul de lucrări numărul 6.965-7.2019, prin încheiat cu asocierea SC Gironaf Prod S.A. și SC Lira pentru TRL. În urma recomandărilor cu contribuțiile sociale oferite la angajat și angajator, au fost niște diferențe foarte mici bugetul proiectului, trebuie trecut prin ședință de Consiliu. Face modificare. Da. Ea a apărut actul adițional numărul 1. Domnul președinte, dacă nu... Mă fie dat un nume. Da, da, asta, de acolo. Deci eu... Pentru că nu pot să fiu decât bucuros pentru că văd un act, nu știam, să semna contract de execuție, chiar vreau să-mi întreb asta cu domnul primar, dar nu mai întreb că văd chestii și un act adițional. Nu pot decât să mă bucur că s-a reușit să ajungă la semnarea contractului, să înceapă această lucrare de asfaltare. Cam atât. Domnul, o întrebare. Cu ce se ocupă Gironacul și cu ce se ocupă SC Lira? Ce asociere de ele? Asociere au participat la licitație împreună în asociere. Așa au participat la licitație. Gironacul au făcut un Marietiu. Nu, da, nu. Asocierea dintre Lira și Gironacul. Ei au mers... Așa au mers împreună. Așa au câștigat contractul. Să susțin. De-aia nu înțeleg ce asociere. Apar toate licitațiile mai mari, merg să merge în asociere. Dar este de construcție amândouă. Da, da, da.
Poate veni în asociere o firmă, de exemplu, un abon în construcție care susține financiar până în casele. De asociere are mai mulți formi între ei. Da. Sau de tăiat, ca utilaje sau altceva. Da. Cum este aici, cineva la cuvânt? Nu se pune la vot. Cine este pentru? Se abține cineva? Cineva împotrivă? Trecem la punctul numărul 6, divers. La divers, domnul Mărcuț. Domnul Mărcuț. Da, domnul Mărcuț. Domnul primar, noi ca și consilier nu prea avem informații așa, poate puteți să vă spuneți proiectul vis-a-vis dispensat, ce mă e, cum mă e. Vreți lumina, adică altceva? Nu, așa, în mare. Cred că dispensat e semnat contract finanțare, dacă vreți, nu puteți să dai la altceva. Nu, 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 ca paș. M-ați întrebat în ce stadiu e, depus pe PNDL, semnat contractul de finanțare, se lucrează acum la proiectul tehnic care îl va scoate la pachet împreună cu execuție. Așa se merge pe PNDL. Deci va fi la pachet, execuție și proiectare. Deci e pe drumul bun. Sperăm. Da. Vizabilită cu săptămâna. În ce fază mai și proiectul? Cum mai știu? Deci, mă, suntem acolo în fața de proiectare, în acolo nu putem de finanțare. Sunt chestii doar pe o boară realizare. Suntem la faza de idei să le punem pe gal. Acolo este singura sursă de finanțare, ne-am putea să obținem niște bani, în afară de câte local. Da, și traseul transformator la mare. Ce trebuie din tarif? În data de 15 o să fie ședința de avizare de la FIR. Au fost o parte de la răstit, a fost vizita în teren, la fel niște clarificări. Am avut ședința cealaltă și am aprobat modificările la ultima hotărâre Consiliul Local, le-am depus la AFIR și avem promisiunea că va intra în prima ședință de avizare, care va fi data de 5. Și o singură doleanță, un autoghez de pisteată de sau de viață, de preocupat. Mulțumesc, am până la aviativă aici, e mai bine, mai încălzită. Nu, e sorul și acolo. Deci eu am zis la o ședință, la urma care am spus că la fiecare ședință vă amintiți, în special domnul viceprimar, să repare drumul la drumul național până la pod. Și îi dau și o idee. Când mai faceți cu inundații cu proiectul, nu puteți să prindi, ca de sus pozii, o venit apa, acum planarii, datorită, avem mult și încă o problemă a cartierului, am înțeles că v-a zis, faceți ceva, cum ați putut face atâtea lucruri, cu bani, fără bani, cu rană, reformatați acolo la, aici la îndepinție, că acolo la o mare, să foaie mare, vă puneți tot cartierul în cap, de mine mi-a făcut ziduri. Nu intră. Am rămas în cosmoliță acolo. Știu, să fiu și un pic să putem intra. Atunci un din ăsta, pișenie, acolo, dacă nu se ia tot, să fie problema. Domnul primar, am și o problemă. Aș ruga să cei la 460 sau 100. Așa, să face toaletarea șanțului în dreptul vreciului la părăsă, niște salcâni din ăștia, așa, să fim până, poate până într-o zi din ăștia, cu săpări, a făcut alea curățenie pe imaginea aia. Da, vegetații sate. Vin în drum acolo. Pe toate sate. Pe toate sate. Să le oameni să-și facă singurei. Dar nu e însă. Și dacă nu i s-a cerut tot un proprietar? Sau știință, mă rog, dar să-ți ia... Da, cu asta ne luăm. Dacă ați văzut că vom și alți și ei au făcut și dragul. Am văzut, dar am văzut să continuă, dar să-și facă să meargă să ajungă și până aia. Aici, la cum te-a fost zipună aia cu beton, o solizăm noi, dacă nu. Vorbim cu oproi, cu băieții care suntem mai soliz, avem film de bătrâni, ei mai dăm bătrâni și să-i vrea să ocupați, să vă lați și să-i zipună. Mai duce videoclipul, nu-i bătrâni. O lună, trebuie să duc. Sunt
o porțiune unde, zic eu, că o rezolvați cu o mașină de vis, o rezolv toată porțiunile alea cu grea. Dar restul mai pot lua, mai țin două, trei luni. Profesor, remarcarea drumului Căiuț Fralea, datorită smoalei care s-au pus de asfalt. Așa, s-au astupat marcarul și s-au făcut unii, au fost scăpat și pe diferite benzi. Unii zice că e banda lui din cauza smoalei. Mi-a zis mult treaba asta să vă spun așa. Dar e foarte bine, că acolo e periculos de depășire. Dar mai vorbim, dar măcar unde vine să facă? Vorbește cu ăla, dacă tot îi vorbește. Deci și de accident și de altceva, să vedeți așa. Cum tot? Cu 6 bani, de drumul Șerțean. Este pe el, pe pista, cum de-a dat la acela de boxia poate cu astea. Un factor. Ce și frumos? Facem dialog sau răspundem astăzi? Răspundeți acum, ca să știți în continuu, că dacă în funcție de răspunsul pe care mi-l dați dumneavoastră acum, continui cuvântul meu. Logic, nu sunt de contactativ când era făcut ședința cu Consiliul, domnul Fiș. Dumneavoastră faceți teorie cu mine acum, spuneți tot nu se putea. Eu întreb dacă s-au decontat lucrări... Poate dacă s-au făcut lucrări în contul... viitoare sumi, e altceva, dar nu cred că s-au făcut lucrări și dacă au fost decontate până la această dată. Întrebare. S-au făcut niște lucrări parțiale care nu au fost decontate nici la ora actuală. Iar dacă nu se făceau acele lucrări, dacă nu ați vrut continuu, parțiale, n-aș fi putut veni de la Hârtiu la Căiuț acum. Categoric, doamne, că totdeauna așa se. Problema se pune în felul următor. Dacă suma respectivă este rezultată în urma unor calcule precedate de niște devize, fie ele și estimative. Dacă da sau ba? Da. Dacă vreți să vă răspund. Păi, domnule, păi dacă altcineva spune, domnule, sunt bani foarte mulți la lucrări de întreținere și reparația... Domnule primar. Domnule, am făcut dialog. Stați un pic, ca să nu continuăm să ținem toți colegii ăștia trei mâini. Să-mi dați voie să vă... Îmi duc câteva cuvinte să vă explic care este situația la acești bani. Ca după aceea să mai putem continua pe ce ați despins. Acești bani, dacă nu dați voi, dacă nu, nu, rezultatul la urmă e același. Există un președinte de ședință. Da. Nu dialogați cu mine, domnule primar. Dialogați cu președintele de ședință. Dragă, da. I-a dat voie să faceți dialog, domnule. Mulțumesc, domnule. Dumneavoastră invoca, acum spuneți, m-a acuzat pe mine că țin oamenii ăștia, adică colegii noștri, stau. Un consilier într-o ședință precedentă spunea, domne, noi mai avem și copii pe acasă. Faptul că începe ședința la un sfert de oră după, faptul că... Acum nu mai vedem lucrurile. Vedem numai când vorbește Orhean, atunci. Atunci sunt probleme de timp, atunci sunt probleme că avem copii acasă și mai educat. Domnule, eu nu odată am spus că o sumă stabilită pentru acest obiectiv, ea trebuie să fie calculată în baza unui deviz pe el și estimativ. Și cu asta m-am obiectiv. Mai scrie cineva la cuvânt? Dați-mi voi dau și răspunsul și după aia în câteva cuvinte. Surprinzător, nici noi, eu împreună cu executivul, eu împreună cu CIP, ne-am așteptat să primăm această sumă. În urma codului roșu, care a fost în perioada aia de acum o lună și ceva, este singurul cod roșu pe care l-am avut acest an, în urmă perioadă. Fiecare comună de județul Bacău a primit o sumă, bani direct de la guvern. Ăștia sunt bani direct de la guvern, nu de la Consiliul Județean, direct de la... Și aveți banii ăștia acum? Da. După asta e nimic. Are o presupunere la vot, dar nu își faceți lucrările, domnule. Deci, nu ca să înțeleg. Când au fost codul roșu, la Hârtiu,
trotușul a luat-o pe partea la altă, când era viaductul și s-a blocat, a fost închis două zile, nu s-a putut circula toate satele alea. A trebuit să intervenim. Noi am făcut atunci un raport. În raportul respectiv, eu împreună cu domnul Vice și cu doamna Panin, am cerut o 6 miliarde, 600 și ceva, asta ne-a venit, la o săptămână, când au ajuns comisia. A venit comisie, de asta vă spun că sunt demisii. De la domnul Regenețean, de la Consiliul Județean, de la Prefectură, de la ISU, de la Apele Române, și-au verificat ceea ce am pus noi în tabelul respectiv. Da. Și în urma verificărilor făcute de cei, au trimis la guvern și i-au repartizat banii ăștia, pe care trebuie să îi primim, să îi dăm înapoi. Îți dau variante. Nu, nu. Asta e singura poveste cu acești bani. Bani veniți pe situații de urgență. Iar, îmi pare rău să-i spun lui domnul Duran, dar asta e, el știe mai bine, dar mă încearcă. Nu putem nici o virgulă, nici un leu, să ducem afară de tabelul care este făcut și semnat de Prefectură, Consiliul Județean, ISU, Apele Române și tot ce. Deci cel tabel cu porțiunile de drum, care au fost afectate la codul roșu, că pe aia au venit și au venit banii pe tabelul respectiv, ne dă 15% pe drumul de la Căiuț, 10% din valoare pe drumul de la Hârtiu. Doamna Comitetul poate explica. Atât la sută pentru refacerea de aici, atât la sută, deci este procent din această sumă pe fiecare capitol de drum în parte. Nu pot să, cu mare drag, aș vrea să duc să fac altceva cu el, dar nu pot. Sunt pentru desens, pentru... Exact, și nu... Da, atât am. Când pot începe lucrările, domnule? Când se pot începe? Când după aia pot începe? Eu vă dau... Până la zăpadă să termină lucrarea asta? Păi trebuie să termină. Eu vă dau un singur răspuns, că știu. Deci, pe situațiile care le-ați dat, aia trebuie să faceți, dar zic. Că am văzut acolo 4 km de drum. Am zis că este bine, că aș vrea să vă orientați. Pe unul din drumurile alea nu cred eu că n-aveți un pod. Sau ceva care puteți să-l faceți și rămâne ceva făcut. Că dacă 4 miliarde punem balastru, peste un an, tot de 4 miliarde. Nu vă... Și asta vă știm toți, asta vă zic. În rest, da, nu mă interesează. Nu vă ascund și vă spun că ne-am mai cerut după ce ne-au venit această adresă de la o rectificare de la guvern, când a dat banii ăștia, ne-am venit o adresă și am mai dat niște porțiuni afectate. Am dat puntea la... Așa, din ce mi-aduc acum aminte, am dat puntea la Condești, am dat canalul de la Popeni, am dat iar o porțiune de drum la... la Brigar, la Bucur. Am mai multe puncte. Le-am cerut. Dacă ni se dă, ar fi, nu știu cum să spun, ca să nu-i luăm. Doamne ferește, deci, dar ceva din ei să nu se vadă 200 de mașini de balast împins, da, și gata de bani. Fai și un pot care știți bani rezolvat în situație, nu-i mai deranjează. Atât, nu răspundeați și ei. Mai scrie cineva la pământ? Și punem la pământ. Cine este pentru? Să abține cineva? Ce este cineva împotriva? Proiect de hotărâre numărul 44 privind aprobarea manifestării culturale al cititului organizat în prilejul Sărilor Comunei Căriști și a bugetului aferent acestui eveniment. Domnul primar? Întrebări. Să fie cineva la pământ? Să punem la vot, nu? Domnul, vă zic domnul Chiam? La pământ? Eu nu ar trebui ca să vă mai lipsim, că mai sunt oameni care au copii acasă. Domnule, zice, manifestăm o culturală artistică, ziua de sâmbătă, artist, ziua de artist. Și poate era vorba că detașăm Târgu Căiutului de Zilei Comunei Căiutului. A fost vorba la și prezidenția anul trecut. N-am reușit acest lucru nici în acest an. Când o vom face oare? Ca zilele Căiutului să fie zilele Căiutului, Târgu Bârciului Mânsine să fie Bârciul. Pentru că dacă mă uit pe cele trei zile, cât durează, văd doar cânte joc și voie Bârciul. Atât. Vă mulțumesc. Ca să vă dau o replică. Eu. Avem o cerere
partea unui grup de cetățeni de la Helfin. Împreună cu... Bine, eu au fost inițiați din Pergeni care au venit acolo și au dat ajutor de comisar. O să facă, să le dăm voie să facă în târg un act de caritate. Adică să le dăm voie să prezinte niște produse, să le vândă și toți banii să contact, să-i dea la școala de la Helfin. Benevol. Lung ideea, lung modelul pe care l-am înțeles de la Belgeni, că așa fac ei, fac seara spaghetelor, fac și strâng banii și vin și ajută oamenii la hepe. Deci nu au alte resurse de finanță. Domnule, dar ne dați voie să... Cum să nu știu, vrem să promovăm cei prezentatori care o să prezinte pe scenă la zilele comune, o să prezinte. Acolo sunt anumite produse care sunt vândute pentru școala de la Hertiu. Cei oameni fac o amulă de caritate pentru treaba asta. Și probabil vă interesează școala de la Hertiu, domnul Ocean. Pe mine mă interesează toată școlile, dacă mă întrebați. Când da, în special aia. La întrebarea care mi-a spus și nu uitați tot ce ați vorbit până acum, da? Ne acord drept la replică. Conform. Că dumneavoastră nu mi-ați dat mie o replică. Dar nu m-am dat replică. Nu, pe dar ați zis. Am informat o chestie ce s-a întâmplat. Să vă dau replică, domnule Ocean. Nu m-ați anunțat că să vă dau replică. Am gândit la faptul că sunteți consilier de Hertiu, nu de altceva. Nu, 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 eu nu sunt consilier de Hertiu. Eu sunt consilier la Consiliul Comunal Căiuț. Deci pentru toată comuna. Și nimeni de aici nu e consilier doar pe un sat. A doua chestiune. Nu mi-ați dat replică, ați făcut o informare că Belgienii au făcut un act de caritate. Oare e problema care a ridicat-o vis-a-vis de acest proiect, față de acest proiect, a fost cu totul altă. Că intitulăm zilele comune, când de fapt și de drept, în tot programul ăsta care este aici, nu se regăsește altceva decât câte loc și voie bună. Adică, am înțeles, că va veni cineva și de această dată cu pâine și circ, că va veni altcineva și spună ce am eu împotrivă, că ne cântă Velicu sau Raul sau mai știu eu cine, că nici nu trebuia să-l pronunț numele, după părerea mea. Asta e altă treabă, cum le fac propaganda. Dar dumneavoastră trebuie să înțelegeți un lucru. Eu, întrebarea pe care mi-am pus-o la proiectul care a fost inițiat, când vom separa zilele comunei Căiuțului de Bălciu, care se cheamă Târgul Căiuțului. M-am oprit, vă mulțumesc. Aveți un moment, domnul. E o suprapunere aici de inițiative în legătură cu sărbătoarea aceasta culturală a comunității. Credeam și eu, ca și domnul Oteanu, că zilele comunei Căiuți îmbracă niște manifestări mult mai generoase decât iar marocul acesta al Căiuțului, care nu trebuie neglijat, dar nici nu trebuie exacerbat cu niște cheltuieli, pentru că 44.000 de lei. Bănuiesc că noi nu-i aveți pe ăștia, nu? Îi aveți? Poate bine. Sunt prins în băiești. Dar dacă îi aveți, domnul primar, v-aș ruga ca să fie aceeași apetență și generozitate și cu celelalte manifestări culturale pe care tot noi aici în Consiliu le-am organizat, le-am propus și le-am organizat în anii din urmă. Mă refer la Salcâm și la Brad. Sunt tare curios să văd dacă măcar 1.000 de lei o să dați anul acesta la sărbătoarea Bradului de la Brad. Pentru că dacă dezbrăcăm data de 29 august, este clar. 29 august este un târg, o activitate comercială și nici de cum o activitate culturală. O să vă depun un proiect aici în Consiliu în legătură cu manifestări culturale de înaltă ținută pe care trebuie să le organizeze Comuna Căiuț în anul următor. Sunt 160 de ani de la Uniunea Moldovei cu Țara Românească, în care a fost implicat și proprietarul Moșiei Căiuț, Răducanu Roseti, ca președinte unionist, membru al debatului Moldovei și președinte al Comisiei Centrale de la Focșani, care a pregătit Constituția și unificarea Munteniei cu Moldova, și vreo 100 și vreo 680 de ani de la moartea lui Ștefan cel Mare, el
domnitor la vremea aceea, unificator al Moldovei cu țara românească, în vreo 3 încercări. Nu avem un bust acolo ca acum trebuie. O să vă dau și eu un deviz de cheltuieli, să văd dacă veți fi la fel de generos cu Iarmarul cu Căiuțul. Mulțumesc frumos! Nu este un bun? Da, eu sunt bun. Deci, vis-a-vis de această activitate de zilele comune, eu zic că e bine legată de Vârciu Căiuțului, pentru că atunci este o fluiditate mai mare de cetățeni și din celelalte comuni care poate să vină. Eu, sincer, când ați luat cuvântul domnului președinte la Comisia de Cultură, chiar dacă sunt în acei bani, acum devin se poate schimba. Mă gândeam că o să veniți cu propunere să faceți un simpozion, să mai faceți unul, două, trei activități care se reflectă cumva și le comunic. Comisia Culturală sau ceva să vă implicați, că putem să mai luăm de acolo să facem și altceva, într-adevăr. Și eu tot întâi și noi se făceau. Mă încercat cu un consiliu la Orențiu dată un concurs de cai. Mă rog, deci dacă tot este și tot se face și tot alocat, se pot rupi 30, 40, 50 de ani. Facem un simpozion, o întâlnire, aduci cineva, o, da, legându-ne niște centenari, să mai pot veni cu niște idei, că nu-i mâine, e aproape, mai e până pe 25, 26 sau 29. Dar putem încerca zilele comune orice altă dată, părerea mea personală, nu știu dacă o să fiți de acord, dar nu cred că va avea același grad de interes ca atunci când sunt, este și ziua 29 august, care este legată. Să adună ani din urmă și anul trecut, 3, 4, 5 mii de cetățeni care, gândiți-vă că noi, nu știu dacă avem 3 mii de cetățeni acasă, cu bătrâni, cu copii, cu tot. Nu vin nici 1 mii, dacă o legăm în altă zi. Sau poate vin, nu știu. Dar zic, nu e un cred din asta, că chiar nu mă deranjează, puteți să faceți separat. Și am venit cu ofertă la domnul primar, am zis atunci odată, da, se pare că e mai bine așa fiecare cu alul lui, vedem pe urmă, și eu pot să recomand să venim cu un spectacol mare, dar are altă conotație acolo, care se facă în Comuna Căiuțul fără niciun ban. Trei zile cu artiști, cu veri, cu mici, dar dumneavoastră știți, eu zic că e bine, lăsată ca și dată, agățată acolo 29 august, pentru că este mai importantă și se pot atrage un număr cât mai mare de cetățeni și din alte comuni și de la noi. O rupim separat, o să vină ca la Salcâm, o să vină ca la Bradu și la asta cu, mă rog, petrecerea Bradu. Și acolo trebuie gândit, dând o semnificație. Într-adevăr și eu le-am făcut bârciuri, cum se zice, aduci scenă, muzică mici și bere. Dar putem, noi putem, cei de aici, să gândim să mai facem și altceva. Și la sărbătoarea Bradului, să dăm o semnificație aparte și la aia s-ar fi dăm urmă. Deci mai gândiți ceva pe lângă ele, nu ne oprește nimeni. Mulțumesc. Mai zice cineva la cuvânt? Dacă permiteți scurt. Domnule, eu n-am zis să se separe târgul de zilele comune. N-am zis decât pe durata unei săptămâni facem zilele comune cu fiind naritate cu spectacol, câte drog și voie bună. O fi adevărat. În schimb, nu putem ca să spunem noi că încercăm să apropiem mai multe evenimente, spunem dumneavoastră. Care sunt evenimentele de mai multe la zilele comune? Singurul eveniment e câte cu drog și voie bună. Asta am spus eu. Un program complex, da. Sesiuni de comunicări tehnico, științifice, simpozioane, invitați, comități din diferite domenii, și cu centenarul ăsta legat de istorie, un pic. În rest, numai de bine. Deci nu am spus să se separe ceva, dar să, cel puțin să scoate din proiectul respectiv zilele comunicării. Că nu sunt zilele comunicării, este bântul Târgu Căiuțului. Cu asta, o să am întrebare. Cine și când a stabilit că Comuna Căiuți, eu vă zic stabilit că ziua Comunii Căiuți. E de mult. Cine a stabilit-o să fie de mult? Vă spun 2005, cred. Deci 2005. Lângă Bârci,
Și dacă nu mă înșelez, și eu o dar ele când în lumea cu orfii greu să dai fix să scrii bâl, să numezi scrii zilele comunici. Și tot ne învârtim în jurul stângi. Dar nu prea bine vârți, aia este o lume. Chestia e același lucru. Pivitură, nu mai zile comunii sunt mai care tradițional, să nu iau noroc, cum era din toate, am aș spune. Cum se fie același lucru, zilele cu unii comuni cu un bâlci? Cum pot ce să spun? Zilele comunii, ei sâmbătă-și duminică, bâlci vă vârtui, iar cum era. Care te fac pe bâlci? Care te fac pe bâlci? Asta ce e? Nu, trebuie declarat. Nu, trebuie declarat clar, stabilit. Ia vă rog, zilele comune sunt zilele comune. Dar stabilim un consiliu, domnule, ziua comunității este o ziua de din luna putare și o spune clar. Nu prea vreau să intervin cu lungim până când... Sunt cu activități concrete pentru zilele unei comune. Ori nu mai activități comune, trebuie să ne arăt. Așa cum spuneați, domnul Silbu, facem un program complex, ne-a neințat dumneavoastră, încercăm să asociem mai multe evenimente. Dar zilele comunii Căruți au fost anul acesta, 25, 26, 27 mai. În 25 au fost un simpoziu, cu trei... Păi s-a turnat de neasă. Și de ce ne plecăm de zilele? Dacă nu a fost comunii Căruți în mai... Zilele, stați așa un pic. Haideți să... Uitați-vă în proiectul ăsta, că n-am nimic al... Dom'le, mai... Cu un an de zile în urmă, tot... Am avut dialog pe tema asta. Dom'le, le trebuie pâine și cir. Le dăm pâine și cir. Dar nu facem, de asta cum se numește, activități culturale, academice, cu Ianuarul Căruțului. Este o singură zi, 29 august. Asta este ziua activităților comerciale. Eu sunt un... Mă scuzați că dar așa scrie în buletin la mine. Am 72, spre 73 de ani. Deci, cunosc chiar Marocul ăsta de când aveam 4-5 ani, mă aducea bunicul meu, mă cumpăra chisol și de la șupriceac, cu care... Deci știu, a fost și prin Cătină, a fost și la Dogărie, a fost și acolo la... pe mama n-am întrebat dacă știe până mai fost iar Marocul ăsta. Iar Maroc, veneau oamenii, schimbau boie, cumpărau mălai, cumpărau opinci. Este o activitate comercială. Că mai cântau o fanfară, o aduceau ăia cu scrângiocul. Dar nu știu cum primăria să se implice să plătească anumite sume de bani. De la faptul că 29 august a picat, spre exemplu, sâmbăta sau duminica și înainte s-au mai pus o zi și după aia s-au făcut zilele comunii Căruți, asta e cu totul altceva. Dar, propriu zis, iar Marocul este în data fixă de 29 august. De ce nu vreți să stabili și o zi anumit zilele comunii? Zilele comunii nu o zi, mai multe zile. Sunt stabilite. Sunt stabilite în Consiliul Local. Domnule, în ziua mai sau în septembrie sau când vreți, dar sunt clar. Nu s-a amestecat cu totul. Domnule, bine. Haideți să o gândim la rece. Data de 29 august este o legendă, o chestie pentru Comuna Căruți, care e dat din totdeauna. Unde să ne ducem noi în alte dați, în alte dăți? Nu, dumne, dar nu amestecăm. Iar mă rog, rămâne iar mă rog, 29, e sfânt, e moștenit, așa este. Dar pentru Comuna Căruți, ca o sărbătoare, pentru noi Consiliul, pentru noi primăria, că atunci sunt cei mai mulți oameni în comună. Avem cei mai mulți vizitatori, nici de Crăciun, nici de Revelion, nici de Paști, niciodată nu sunt atâția oameni în comună la noi. Haideți să fim conștienti de aia, deci ne pregătim, avem o sărbătoare. Fiecare acasă la el se pregătește sărbătoare, nu? Boi nu mai sunt domnul, dar ce-au mai au cumpărat de la tot? Păi nu, dar... Eu vă spun altceva. S-au schimbat lumea. Nu mai vine nimeni acum, băi. Vă spun altceva. Haideți să nu încercăm să transformăm ziua de 29 august cu tradiții. Exact, asta spun. Lăsați-mă, nu, lăsați-mă să nu transformăm într-o zi anonimă și oricare. Eu vă garantez, uitați, hai să facem cum spuneți de astăzi, 29 august, ziua Fâlcilor, separat, fără legat o manifestare, o scenă, un artist, dacă sunt mai mulți de 500 de oameni din comună, da, eu vă spun ce facem, vă transformăm într-un târg banal care vin cu 10 boafe și 10 ceauni. Numai rar mai vin oameni cu cai, cu, mă rog, cu animale, foarte puțin. Deci, și eu când am gândit atunci, chiar asta e 2005, este făcut, am gândit-o ca să o menținem. Eu vă spun, eu sunt de acord cu varianta mea, dar mâine de la așa... Nu, dar să înțelegem, da? Dar am spus, nu
din muzică. Așa, nu, nu, nu. Știți ce a spus? Dar nu, este cu muzică, este cu... Dar invitați foarte aici. Dar nu veniți din comunică. Nu asta din muzică. Nu e altceva. Este altă influență de oameni. Da, e zi în comunică. Dumneavoastră, vă întâlnesc de acum. E diferent când pică 29, că e lunea, că e marța, că 29 este o tradiție. Exact. Este ziua de la Târgogra și până la Coajut. Știu că mergem la Căiuț, la Iamaroc, la Băiță, cum îi spunea înainte. Că s-a îmbrăcat și cu aspecte culturale și distractive, este bine. Dar mai sunt și alte activități culturale, strict culturale. Domnul profesor, dar nu le-am făcut. Le-am făcut? Anul trecut, pe 28 august, am avut cel mai mare manifestare cu monumente eroilor, cu armată, cu din toate. Am avut și anul ăsta, pentru 7 martie. Păi am avut și anul ăsta. Păi am făcut și celelalte activități, adică nu am neglijat activitățile culturale. Am făcut sărbătoarea Sălcămurii, o să facem sărbătoarea Bradului. Domnul primar, avem o comună aici apropiată, Cașin se numește, și au pe 15 august, de Sfânta Marie Mică, au zilele comunei Cașin. Ei nu sunt locali, nu sunt moldoveni, venit de pe în Bejenie, de la Dragoslave. Și au făcut balada Mioriței pe drum, au făcut-o. Și vin cu carne, tractor, parada cu povestire de acolo, e foarte frumos, de la origini, Obârșia, voierilor de la Cașin. Da, da, acolo s-a scos o carte, Porțile Cașinului, superbă, în Academia Română, sponsorizată de colegul meu Ion Ciurea. Acolo au venit doctori etnografi, folcloriști și așa mai departe, care au ținut expunerea acolo. Eu la asta mă refer. Dar n-am avut și noi pe domnul Tirbăț, domnul Tirbăț. Timid, timid. Vreau, vreau să văd dacă îmi dați și mie 40.000 de lei pentru manifestările de la anul. Aici este problema. Dar nu trebuie să vă dea domnul primar banii ăștia. Dumneavoastră, dacă propuneți și un proiect viabil, eu vă promit, eu și cred că și ceilalți colegi suntem de acord cu asta. Da, domnul Dolan, la anul, spre exemplu, nu știu dacă o să putem pe 24 ianuarie, că nu știu calendarul Universității de la Iași. Dar profesorul Gheorghe Crivescu, care este cel mai mare modernist la ora actuală în istoria modernă a României, și coleg cu mine și cu Gelu Stirbăț, a fost anunțat că îl vom invita și este și el interesant să vadă castelul Rosetic și să vorbească despre mișcarea umanistă pornită în Moldova, din care a făcut parte și acest răzutan Rosetic. Presupun niște cheltuieli manifestările astea. Și o să trebuiască să le centralizăm și să le punem spre aprobare. Repet. Orice propunere ați venit la mine, am dezbătut-o împreună. Bine. Și am fost de acord. Mulțumesc și... Și cu propunerea pentru artiștii din care acum sunt pe lista aia, tot dumneavoastră, ca și președinte de Comisiei Cultură, da, v-am spus cine sunt, ați luat legătura cu ei și am lucrat împreună. Deci n-am lucrat de un singur. Trebuie apus o de... Da. Sunt... Sunt încrezător că se pot face lucruri frumoase în timp și mai ales lucruri de substanță. Domnul Dezor, vă rog. Da? Vă rog, sunt dreptul dumneavoastră. Cine este pentru? S-a ținut undeva? E cineva împotrivă? Sunt la suplimentare, da? Proiect de hotărâre numărul 45, privind aprobarea actului adițional numărul 1 la contractul de lucrări numărul 6965-7-2018, încheiat cu asocierea SC Gironaf Prod SA și SC Dira pentru TRL. În urma recomandărilor cu contribuțiile sociale copii la angajați și angajatori, au apărut niște diferențe foarte mici bugetul proiectului, trebuie trecut din ședință de Consiliu. Face modificare. Da. Ea a apărut actul adițional numărul 1.
domnul președinte, dacă nu... Mă scrieți asta, nu? Da, da, asta, de acolo. Deci eu... Pentru că nu pot să fiu decât bucuros pentru că văd un act, nu știam, să semnăm contractul de execuție, chiar vreau să-mi întreb astăzi cu domnul primar, dar nu mai întreb că văd chestii și un act adițional. Nu pot decât să mă bucur că s-a reușit să se ajungă la semnarea contractului, să înceapă această lucrare de asfaltare. Cam atât. O întrebare. Cu ce se ocupă Geonacul și cu ce se ocupă Secelia? Ce asociere între ele? Asociere o participa la licitație împreună în asociere. Așa, o participa la licitație. Geonacul au făcut un variant eu. Nu, asocierea dintre Lira și Geonac. Ele au mers... Așa au mers împreună. Așa au câștigat contractul. Să susțin. De aia mă întâlnice asociere. Apoi toate licitațiile mari merg să merg în asociere. Dar este de construcție amândouă. Da, da, da. Poate veni în asociere o firmă, de exemplu, una bună în construcție, care susține financiar până în caselă. De asociere are mai mult formă între ei. Da. Sau de piața, utilaje sau altceva. Da. Supun la vot. Nu mai strige cineva la cuvânt? Nu supunem la vot. Cine este pentru? Se abține cineva? Cineva împotrivă? Trecem la punctul numărul 6, divers. La divers este domnul Măi... Domnul Mărcuț. Da, domnul Mărcuț. Domnul primar, nu e ca și consilierul prea avem informații așa, poate puteți să vă spuneți proiectul vis-a-vis dispensat, ce mai e, cum mai e. Vreți lumina, adică... Nu, așa, în mare! Cred că dispensat de semnat contract finanțare, dacă vreți, nu puteți să dai la... Nu, la pași, la pași. M-ați întrebat în ce stadiu e, da. Depus pe PNDL, semnat contractul de finanțare, se lucrează acum la proiectul tehnic, care îl va scoate la pachet împreună cu executiv. Așa se merge pe PNDL. Deci va fi la pachet, execuție și proiectare. Deci e pe drumul bun. Sperăm că nu. Da. Vizabilită cu săptămâna. În ce fază mai ești proiect? Că nu mai știu. Deci, mă, suntem acolo în fața de proiectare, în acolo nu putem multe de finanțare. Sunt chestii doar pe o boară, în țară. Suntem la fază de idei să-l depunem pe gal. Acolo este singura sursă de finanțare, ne-am putea să obțin niște bani, în afară de pe local. Da, și traseul transformator la mare. În data de 15 o să fie ședința de avizare de la FIR. Au fost cu parte de altă știri, au fost chestia în teren, dar cerul niște clarificări. Am avut ședința cealaltă și am aprobat modificările la ultima hotărâre Consiliul Local. Le-am depus la FIR și avem promisiunea că va intra în prima ședință de avizare, care va fi data de 5. Și o singură doleanță, un autoghez de pisteată de lucru. S-au luat teatru, de aia s-a luat cu praf. Mulțumesc, am luat. Păi ne luam el ceva aici, e mai bine, mai împărăt. Păi, s-au luat și acolo. Domnul. Deci eu am zis la o ședință, la urmă care am fost, că la fiecare ședință, vă aminti, în special domnul viceprimar, să repare drumul la drumul național până la pod. Și îi dau și o idee. Când mai faceți cu inundații cu proiectul, nu puteți să indicați destul pozii. Vă veniți la fac planarii datorită... Avem mult și încă o problemă a cartierului, am înțeles că v-o zis. Faceți ceva, cum ați putut face atâtea lucruri, cu bani, fără bani, cu urană, e formatat acolo la... aici la îndeplinire. Deci acolo la o mare, să foaie mare, vă puneți tot cartierul în cap. Din mine mi-a făcut ziduri. Nu intră. Am rămas în cotmoliță acolo. Să fiu un pic să putem intra. Atunci un din ăsta, pișenie și totul. Acolo, dacă nu se ia tot, să fie probleme mari. Așa.
Așa să facem toaletarea șanțului în dreptul răciului la toată. Sunt niște salcâmi din astea, așa să vin până... Poate nu pun într-o zi din astea cu sălcâmi, a făcut o lea curățenie pe imaginea aia. Da, vegetație. Vegetație. Vin în drum acolo. Deci toate sasele sunt probleme cu vegetație. Să luăm oameni să-și facă singurei. Dar nu e să. Nu e să. Și dacă nu-i sta cel tot un proprietar? Sau știință, mă rog, dar să-ți ia... Da, cu asta ne luăm. Dacă ați văzut că vom și alți și ieri au făcut și dragul. Am văzut, dar am văzut mai ea. Să continuu, dar să fie amul. Să-și poate să meargă să ajungă și până aia. Exact. Iar aici, la cum că a fost și bună aia cu beton, o solizăm noi, dacă nu. Vorbim cu oproi, cu băieți care suntem mai solizi, avem film de construcție, îi mai dăm vădurul și să-și vrea să ocupați, să-l balați și să-și poți. Nu mai duci câte ori, nu fii poți. O lună, trebuie să ducă jumătate. Dar modul serios vorbesc. Sunt două porțiuni unde, zic eu, că o rezolvați cu o mașină de vis, o mă rezolv toată porțiunile alea cu drept, dar restul îți mai pot lova, mai țin două, trei luni, mai zic. Profesor de lacare a drumului Căiuț Fralea, datorită smoalei care s-au pus pe asfalt. Așa, s-au ocupat marcarul și s-au făcut unii, au fost scrapat și pe diferite benzi. Unii zice că e banda lui din cauza smoalei. Mi-a zis mult treaba asta să vă spun așa. E foarte bine, că acolo e periculos de depășiri. Dar nu mai vorbim. Dar măcar unde vine să-l facă? Vezi cu ăla, dacă tot îi spune că să-l dea niște bani. Deci măcar cu unde vine. Deci și de accident și de altceva, să vină care așa. Cu tot. Cu șase doar cu drumul șertean și îi zic că e pe pista cu unde arată la acela de un factor. Și ce frumos. Hai că avem copii acasă. Mai stai ceva?